dragii mei, și poate pentru ultima dată în Sfântul Munte Athos. Credeam că nu o să mai ajung niciodată și totuși niciodată să nu spui niciodată. Că dacă Dumnezeu vrea, se biruiește firea. Iată-te, aceasta este harta Sfântului Munte. Acum, în clipa asta, ne aflăm în Uranopolis. Iată, așa scrie aici, Uranopolis. Și dacă mergem pe aici, pe unde merg feriboturile sau bărcile ăștia mai rapide, iată, ajungem la Zografu. Zografu este mănăstirea bulgarilor. Foarte aproape e Costa Monito. Și dacă ne întoarcem înapoi, în marginea mării, Dohiariu, apoi Xenofontos, apoi Sfântul Pantelimon, scrie Agios Panteleimonos, adică mănăstirea rușilor, Xiropotamu. Și apoi mai jos este Dafne, portul de intrare în Sfântul Munte, de unde pelerinii își ia microbuzele și fiecare pleacă la mănăstirile unde au fost repartizați. Mai jos, Simonos Petras, Grigoriu, ia uite, Dionisiu și aici Sfântul Pavel. Și mergem până jos, ia uitați-vă, vă aduceți aminte cei care au citit cărți religioase de Catonachia. Și mai încoace ajungem și la Prodromul, în colțul ăsta. Prodromul este o mănăstire, îi spun schit, seca schitul. Prodromul înseamnă înainte mergătorul, ca să o conducă Marea Lavră, adică aparținând de Marea Lavră a grecilor. Da, sunt naționaliști, toate li se cuvin lor aici. Și mergem pe aici și ajungem la Caracalul. Iacă-te. E puțin mai încoace, mai în interior, este Filoteu. Da? Și dacă urcăm mai sus, e, vedem aici Iviron. Iviron unde este Maica Domnului, Portărița. Și mai sus vedem Stavronichita. Ia uite. Și mai sus Pantocrator. Pantocrator. Iar încoace, dacă mai mergem, putem vedea sus acolo Vatoped. Iar și mai sus vedem Esfigmenul. Iată, mănăstirea Esfigmenul. Așa, iată cum arată Sfântul Munte Athos. Este o peninsulă lungă de 60 de kilometri și lată de vreo 25 de kilometri. Și aici este portul din care se pleacă. E frumoasă clădirea asta. Văd care și crenelul, probabil că o foloseau și să se apere de pirați. Marea este foarte liniștită, 4 zile feriboturile n-au circulat vapoarele, fiindcă au fost valuri foarte mari până ieri. Dar dacă Dumnezeu vrea, se biruiește firea și iată s-a liniștit. Și dacă ne uităm de aici, ne întoarcem, acolo un colț, după muntele ăsta din față, se vede muntele Athos. Da. Marea este curată și liniștită. Dăm slavă lui Dumnezeu că mai putem intra încă o dată în muntele Sfânt Athos. Nu știm ce vremuri vin. Numai ce îngăduie Dumnezeu se va întâmpla. Iată. Doamne, îți mulțumim pentru toți și pentru toate. Binecuvântat să fie numele Tău, Doamne, de acum și până în veac. Și măicuța Domnului să fie lăudată și preaslăvită de toate popoarele. Amin și aliluia.